Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. Pentru 3507 liceeni din Olt a început examenul de maturitate. Luni ei au susținut proba de competențe la limba română, au urmat cele de informatică și limbă străină. La aceste probe nu se acordă note, ci calificative. Probele scrise încep pe 20 iunie, iar pe 1 iulie vor fi afișate și rezultatele finale. A început examenul de maturitate. Peste 3500 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru susținerea examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie. În perioada 6-16 iunie au loc probele de evaluare a competențelor. Astăzi au susținut competențele la limba română, urmează cele la informatică, apoi la limba engleză. Cum a fost la probă? A fost minunat, nu mă așteptam să fie atât de ușor. Ce ai avut de făcut? Am avut o scrisoare, am avut de prezentat intențiile emițătorului, un text argumentativ despre lecturile suplimentare. Și rezultatul a fost? Rezultatul a fost experimentat. Au fost niște subiecte foarte bune. Un text informativ despre geografie, Delta Dunării. La examenul de bacalaureat s-au înscris 1628 de candidați de la liceele teoretice, 143 de la vocaționale și 640 de la tehnologic. Din 3507 elevi de clasa 12-a, respectiv a 13-a, anul acesta s-au înscris 2411, spre deosebire de anul trecut, când au fost 2575 de candidați. Din promoția curentă sunt 2136 de elevi, în timp ce din promoțiile anterioare 275. După probele de competențe, urmează cele 3 probe scrise, în funcție de care este calculată și media absolvenților. La ce îți este cel mai teamă? Sincer, nu cred că mi-este teamă, un pic la română, poate. Și mai departe vrei să te duci la? La drept. Nu am o teamă anume, trebuie să învăț. Eu m-am pregătit, învăț în continuare. Prima probă scrisă este pe 20 iulie la limba și literatura română, urmând ca a doua zi, pe 21, să fie proba obligatorie a profilului. Ultima probă, pe 22 iulie, este proba la alegere a profilului și a specializării. Primele rezultate vor fi afișate pe 27 iunie, urmate de depunerea contestațiilor. Pe 1 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Spitalul Județean de Urgență Slatina se confruntă cu un deficit de medici, cardiologi, radiologi și nefrologi. Pe lângă atragerea prin concurs a unor specialiști, conducerea unității medicale urmărește să acrediteze spitalul pentru a putea pregăti medici rezidenți, astfel încât să poată fi acoperită o parte din deficitul de personal. Deficitul de medici în aceste specialități se datorează volumului de muncă, dar și adresabilității crescute. Radiologia, cardiologia sau nefrologia sunt doar câteva dintre specialitățile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, care se confruntă cu deficit de medici. Și asta pentru că medicii aleg să meargă acolo unde nu este foarte mult de lucru. Există deficit de medici pe anumite secții, pe anumite specialități. Ne chinuim să găsim medici specialiști sau rezidenți de ultimul an pe radiologie, pe cardiologie, pe nefrologie. Sunt specialități care nu neapărat că nu sunt formați medici rezidenți și nu avem medici speciali, dar sunt specialități care doresc și vor să lucreze fie în mediul privat, fie în spitale mai mici unde este puțin de muncă. O să vă dau un exemplu care l-am tot dat, este vorba de un colegă de pe radiologie care a preferat să meargă la spitalul din Băilești, da, un spital orășenesc, da, și să nu vină la noi, unde totuși avem un CT, avem un RMN, adică din punct de vedere al activității medicale, eu zic că un medic se dezvoltă la Slatina. Bun, a preferat să meargă la Băilești, iar motivația a fost simplă. E foarte puțin de muncă. La noi este foarte mult de muncă. Îi înțeleg și încercăm să-i sprijinim pe colegii de la radiologie care au ajuns la 8-9 gărzi. 8-9 gărzi în care se fac, nu știu, 80 de pe ecografii, 70 de pe radiografii și încă 30 și ceva de CT-uri. Ia câtă că este un volum de muncă foarte mare.
Există perspective, spre exemplu, pe cardiologie cu medici tineri, unde SJU derulează un concurs de medic rezident în ultimul an, dar nici așa nu se acoperă deficitul de medici. Mai mult de atât, unitatea medicală își dorește să pregătească medicii și pentru cardiologie intervențională. La cardiologie. La cardiologie suntem în derulăm un concurs de medic rezident ultim an. Trebuie să ni se publice încă un post de medic rezident ultim an. Am găsit un medic care se va prezenta la concursul acum. Este un medic care are și se specializează în cardiologie intervențională. După cum bine știți, mai este un post de medic rezident luat prin concursul național. Este vorba de un tânăr medic rezident în penultimul an, care la fel se pregătește în cardiologie intervențională. Avem o doamnă doctor care face deja gărzi la noi și a fost șefa de promoție de la UMF Craiova. Avem perspective bune pe cardiologie, avem medici tineri, dar încă nu acoperim deficitul de medici. Patologia cardiovasculară, știți, este una însemnată. Adresabilitatea este crescută, avem foarte, foarte mulți pacienți. Am întâlnit și cazuri de 20 de internări într-o gardă. Este extraordinar de mult, da? O soluție pentru Spitalul Județean Slatina este și obținerea acreditării pentru pregătirea de medici rezidenți. A fost un ordin de ministru dat undeva prin anul 2019, la sfârșit, prin care atât spitalele județene de urgență, cele neclinice vorbesc, cât și anumite clinici private pot să se acrediteze în vederea de pregătire pentru rezidenți. Am discutat în cadrul Consiliului Medical cu colegii care ar dori să preia și să pregătească medici rezidenți. Așteptăm să facem așa ușor, ușor o hartă pentru specialitățile care pot și vor vrea să pregătească rezidenți și să întomim documentația necesară către Ministerul Sănătății. Ar fi un lucru extraordinar dacă s-ar reuși acest lucru și nu vorbesc neapărat doar că am avea, mai multă forță de muncă, ci și vorbesc pentru colegii mei, cred că i-ar stimula foarte mult să aibă în pregătire medici tineri. Cardiologia este una dintre cele mai mari secții ale spitalului, cu 70 de paturi, adresabilitate crescută și doar 5 medici. Gărzile sunt acoperite de medici rezidenți înlocuiți de specialiști sau primari. Deși în condiții deloc ușoare și cu mare deficit de doctori, unitatea medicală încearcă să se ridice la nivelul celor mai mari spitale din țară. În acest sens, și în cadrul secției de ortopedie, medicii nu abordează doar patologia post-traumatică sau protetică, ci încearcă să se dezvolte și să creeze o echipă care să abordeze patologia coloanei vertebrale, atât traumatică, cât și cea de hernie de disc. În toamnă, elevii sunt așteptați în bănci cu forțe proaspete, dar și pregătiți să se adapteze la noile schimbări. Anul școlar 2022-2023 va avea o nouă structură, fără teze și cu o nouă metodă de notare. Și perioada vacanțelor se modifică. În Olt, în februarie, între 20 și 24 copiii nu vor avea cursuri. Vineri, elevii intră în vacanță, iar pentru anul școlar următor, mai mari educației au pregătit schimbări. Începând din toamnă, elevii nu vor mai avea semestre, ci 5 module, iar începerea vacanței de vară diferă în funcție de clasa în care se află elevii. În luna februarie, elevii se vor bucura de zile libere potrivit noii structuri a anului școlar 2022-2023. Zilele libere ale elevilor în această lună vor fi număr de 7, iar perioada în care vor fi acordate rămâne la decizia fiecărui inspectorat școlar județean prin consultare cu cei implicați. Deci este vorba despre o vacanță mobilă de o săptămână. În Olt, decizia a fost luată de către majoritatea părinților. La nivelul inspectoratului am format o comisie care s-a ocupat cu solicitarea unităților de învățământ a unei propuneri referitoare la vacanța din luna februarie. Aproape 70% din unitățile de învățământ din județul nostru au optat pentru săptămâna 20-24 februarie. Odată cu eliminarea tezelor, vor fi schimbate și cataloagele, dar și notarea elevilor.
Profesorii au libertatea de a pune note în funcție de evoluția normală a elevului, astfel încât să poată fi o notă inițială urmată de acumularea cunoștințelor elevilor și fiecare profesor să urmărească, exact ca și până acum, evoluția profesională și intelectuală a elevului, astfel încât la sfârșitul anului școlar să existe un număr aproximativ egal cu numărul de note care a existat și în anul școlar 2021-2022. Anul școlar 2022-2023 va avea o durată de 36 de săptămâni. Spitalul Județean de Urgență Slatina continuă dotările cu aparatură și echipamente medicale performante. Valoarea investițiilor din acest an se ridică la 8 milioane de euro din fonduri europene. Printre echipamentele medicale ce vor fi achiziționate se numără 10 ecografe, 2 aparate radiologice, o linie laparoscopică, aparate de ventilație mecanică. Pavilionul medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina este cel care a avut cel mai mult de suferit în pandemie. Deși beneficiază de un proiect de investiții cu finanțare din bugetul județului, proiectul în derulare se află în stadiu de execuție al lucrărilor în proporție de 50%. Până acum au fost finalizate etajele 4 și 5, urmează 3, 2, 1 și parter, dar și liftul exterior. Această clădire a suferit cel mai mult în perioada pandemiei, dacă putem să spunem așa. Lucrările au fost stopate complet, nu s-a lucrat deloc în cei 2 ani, pentru că, așa cum bine știți, în această clădire am relocat secția boli infecțioase și acolo au fost tratați în primele 3 valuri pacienții COVID pozitivi. Ulterior, în valul al 4-lea am alocat și întreg pavilionul infecțioase. Deci chiar nu s-au putut în mod obiectiv desfășura lucrări de reabilitare sau modernizare. Tot acest pavilion va beneficia de o a doua investiție. Primul proiect vizează reabilitarea, modernizarea interioară, iar al doilea proiect de investiție, pe care sperăm să fie aprobat, Consiliul Județean a aprobat depunerea proiectului de reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina, pavilionul medical, pentru a atrage fonduri prin PNRR. Sperăm să fie și aprobat. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis, astfel că se așteaptă demararea acestora de către constructori. Mai sunt 19 luni până la finalizarea termenului pentru pavilion. Așteptăm finanțarea. Noi așteptăm constructorul, pentru că ordinul de începere al lucrărilor a fost emis. Precum știți, ne confruntăm cu o creștere a materialelor de construcții și am fost înștiințați de către constructor că au probleme cu furnizorii, nu se mai mențin prețurile ofertate. Sunt în organizare de șantier, noi așteptăm. Ei sunt în termenul de execuție, deocamdată așteptăm răspuns din partea lor. De asemenea, în blocul central există un proiect de investiții care este însă blocat de compania națională. În ceea ce privește blocul materno-infantil, există un proiect în derulare și se lucrează totodată și la modernizarea sălilor de operație. În ceea ce privește pavilionul medical, în blocul central este aceeași situație pe care o tot semnalăm și noi și domnul președinte Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean, a semnalat. Avem un proiect de investiții derulat de Compania Națională de Investiții. Proiectul se pare că este blocat, este de câțiva ani, durează această situație neconfortabilă, dar așteptăm să vedem care va fi finalitatea. În ceea ce privește blocul materno-infantil în care ne și aflăm, avem și aici un proiect în derulare, reabilitare, modernizare și dotare cu aparatură a sălilor de operații. Proiectul este în desfășurare, constructorii sunt la treabă, avem termen de finalizare anul acesta. Extinderea rețelei de gaze medicale la secția de pneumologie de la Scornicești urmează a fi finalizată în această săptămână. SJU are de asemenea investiții extrem de importante în aparatura și echipamentele medicale. Este vorba despre un proiect de 8 milioane de euro, un sfert din aceste aparate fiind deja recepționate. Ce pot să vă spun? Că un sfert din aparatura din prevăzută în acest proiect a fost deja recepționată. Printre cele mai importante aparate aș menționa aparatele radiologice RX fixe și mobile,
aparate pentru dotarea secției oftalmologie, ATI, cardiologie, urologie, obstetrică, ginecologie, pediatrie, neonatologie. Și până la sfârșitul anului sperăm să finalizăm procedurile de achiziție și să așteptăm aparatură în valoare de peste 25 de milioane de lei. De asemenea, foarte importante, o linie laparoscopică pentru secția chirurgie generală, 10 ecografe performante, mai avem, de asemenea, așteptăm analizoare pentru laboratorul de analize medicale, aparate de ventilație mecanică, trusă de videoendoscopie digestivă cu accesorii, sistem videoendoscopic pentru secția urologie și multe altele foarte importante pentru noi. De menționat că aceste aparate au fost achiziționate pe baza necesarului real, întocmit în colaborare cu medicii șef de secție și medicii coordonatori ai compartimentelor medicale din spitalul nostru și am beneficiat pentru toate aceste investiții, atât în reabilitarea și modernizarea clădirilor, cât și în achiziția de aparatură și echipamente medicale, de un sprijin real și constant din partea Consiliului Județean Olt. Unitatea medicală urmează să facă recepția și pentru cele 10 ecografe, cele mai performante, care vor fi distribuite către secțiile de cardiologie, ginecologie, chirurgie plastică, chirurgie infantilă, anestezie și terapie intensivă. Miercuri, Ministerul Educației a acordat cele 90 de titluri de școli europene. Din Olt, pentru a doua oară, Liceul Teoretic Petre Pandrea primește această certificare în urma muncii depuse. Certificarea școlilor cu titlul de școală europeană conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale. Pentru a doua oară, Liceul Teoretic Petre Pandrea din Balș pune pe harta educației europene județul Olt. Mâine, Ministrul Educației va înmâna cele 90 de titluri de școli europene. Certificatul are o valabilitate de 3 ani și a fost obținut de Liceul din Balș datorită implementării a zeci de proiecte educaționale Erasmus sau de alt tip. Portofoliul ce a dus la obținerea acestui titlu conține două proiecte Erasmus ce s-au încununat cu acreditarea Erasmus. Faptul că liceul are titlul de școală ambasador și Euroschool. Aici au fost implementate proiecte în colaborare internațională, dar și națională, precum și prin POCU. Viziunea ce duce în continuare la dezvoltarea școlii a dus la clasarea proiectului pe locul 41. Se ține cont de criterii care cumva verifică toată activitatea în proiecte cu caracter european. Este specific acestui lucru, de asta și atributul de școală europeană se acordă școlilor care au fost implicate în implementarea tuturor acestor proiecte. E o paletă largă, le-am accesat pe toate pe care le-am avut la dispoziție, mai sunt concursuri de tip Euroquiz, se acoperă o paletă foarte largă de proiecte pe care Comisia Europeană le pune la dispoziție. Poziție și cu cât accesezi mai multe și performezi în ele, cu atât în cadrul acestei competiții școală europeană poți să iei un punctaj mai mare. Liceul din Balș câștigă pe două laturi, odată prin dezvoltarea continuă a actului de predare-învățare și odată prin recunoașterea performanțelor echipei. Vorbim despre un liceu dintr-un oraș mic ce dă clasă unităților de învățământ cu prestigiu din marile orașe. Importanța este foarte mare pentru că în momentul când ai un proiect Erasmus, el se implementează în programul obișnuit al școlii și este clar că nivelul de cunoștințe, nivelul de interactivitate dintre elevi și profesori crește. Asta duce la creșterea rezultatelor la învățătură. O oarecare, cum să-i spun, piedică, frână împotriva abandonului școlar. Și, desigur, un schimb de experiență foarte bine pus la punct, foarte bogat, între profesorii școlii și alți profesori din alte școli din străinătate. Schimbul ăsta contează foarte mult pentru progresul școlii. Dincolo de titlul onorific sau de premiile materiale ce sunt folosite tot în dezvoltarea altor idei educaționale, cei mai câștigați sunt elevii. Ei beneficiază de educația axată pe inovație și în continuă adaptare la standarde europene. Cum este să înveți într-o școală europeană? Cu ce e deosebit? Este deosebit pentru faptul că avem foarte multe activități, mai ales în mediul tehnologic. Avem extrem de multe proiecte în care am participat și noi. Unul fiind la
laboratorul cunoașterii și educație la înălțime și căutarea lui Pipin. Este destul de interesant să înveți într-o școală europeană, mai ales că toți profesorii ne implică în cât mai multe proiecte și ne susțin în implicarea noastră în acestea și, sincer, eu am participat la o mare parte din ele și am observat cât de mult m-au ajutat să mă dezvolt. Rețeta descoperită la Petre Pandrea este una demonstrată a fi de succes. Rețeta este colaborarea. O echipă foarte bine pusă la punct poate face treaba asta. Cred că cel mai important este să ai oamenii cu care să faci lucrurile astea și din fericire avem o echipă largă de oameni cu care aplicăm pe oportunitățile ce se ivesc. Titlul de școală europeană nu este singurul deținut de liceul din Balș. Suntem școala acreditată Erasmus, suntem școala eTwinning, suntem școala ambasador a Parlamentului European. Toate aceste lucruri fac să arate cumva publicului, celor care sunt interesați de ce facem noi în școală, că nu este o întâmplare și că e o continuitate. Dincolo de cele europene, suntem în multe alte proiecte, suntem școală pilot a Ministerului, suntem școală EduNetors, suntem școală care a aplicat și a obținut o bursă pe programul de dezvoltare socioemoțională, așa că cumva ne întregește vitrina de atribute care ne onorează. Certificarea școlilor cu titlul de școală europeană conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale. În 2008, liceul a mai deținut acest titlu și atunci fiind singura unitate de învățământ din Olt care a obținut această certificare. Trei apeluri la 112 prin care cetățenii semnalau prezența unor șerpi în Slatina și Balș au fost recepționate de Inspectoratul de Jandarm Județean Olt. Șerpii au fost semnalați în zone publice, în apropierea sau chiar în interiorul autoturismelor cetățenilor și au fost capturați și îndepărtați de jandarmi în mediul natural. Echipajele de intervenție s-au prezentat la locurile unde cetățenii au indicat prezența reptilelor, acestea fiind capturate și eliberate în natură. Momente de panică pentru părinții aflați în acest weekend în Parcul Tineretului cu copiii. În gazon au fost zăriți șerpi. Incidentul s-a repetat și în alte zone din oraș, iar oamenii au sunat alarmați la 112. Totodată și în Balș a fost necesară intervenția jandarmilor pentru a îndepărta un șarpe ce intrase într-o locuință. În municipiul Slatina, jandarmii au intervenit la 3 solicitări. Ei au asigurat zona, au ridicat șerpii și i-a eliberat în mediul natural. De asemenea, în orașul Balș, pe strada Nicolae Titulescu, s-a deplasat echipajul de jandarmerie aflat în serviciu pentru a extrage din locuința unei persoane un șarpe. La fața locului, jandarmii au acționat cu ajutorul unui dispozitiv pentru capturarea reptilelor și l-au eliberat în mediul natural, în pădurea din apropierea orașului Balș. În această perioadă, femelele caută locuri ferite pentru a-și depune ouăle. Căldura îi poate face mai agresivi, fie că sunt veninoși sau nu, trebuie să ne ferim de ei. Autoritățile îi avertizează pe trecători ca în cazul în care mai zăresc reptile să anunțe Serviciul Unic de Urgență 112. Pentru prevenirea evenimentelor nedorite și a oricăror situații de natură să pună în pericol sănătatea, recomandăm să vă îndepărtați de zona care presupune un risc sau o amenințare cu privire la integritatea fizică și să solicitați intervenția sau sprijinul jandarmilor prin numărul unic de urgență 112 sau în mod direct efectivelor aflate în misiune. Din fericire, până la această dată, în Olt nu au fost semnalate cazuri de astfel de mușcături. Medicii avertizează că în astfel de situații acordarea primului ajutor de urgență este vitală. Astăzi se dă startul sezonului estival la plaja Olt. Zilele acestea s-au făcut ultimele pregătiri la Clubul Nautic pentru un nou sezon estival reușit. Au fost pregătite 200 de șezlonguri, iar piscina este gata pentru bălăceală. Iubitorii de soare și apă numără deja zilele până la marea deschidere a sezonului estival la plaja Olt. Ca în fiecare an, slătinenii și nu numai sunt așteptați ca începând de vineri să vină la plajă. Aici totul a fost pregătit. Nisipul poate concura cu succes orice plajă dintr-o stațiune cunoscută. Cei care vor să prindă un bronz frumos pot să se relaxeze pe unul dintre cele 200 de șezlonguri, iar cei care sunt pasionați și de plimbări pe apă pot face o plimbare cu hidrobicicleta. Iubitorii de soare trebuie să plătească 20 de lei pentru adulți și 10 lei copiii pentru a intra la plaja Olt, la care se adaugă și 10 lei pentru șezlong.
Vineri 10 iunie deschidem plaja Olt. Am venit cu un plus de 100 de umbreluțe noi. Am schimbat podeaua de la piscina mare și podeaua mică. Avem un număr de 200 de șezlonguri. Slătinenii vor fi în siguranță, clar. Avem contract de monitorizare a apei cu Direcția Sanitară Publică Olt. Salvamarii sunt pregătiți? Salvamarii sunt pregătiți pentru un nou sezon, clar. Sunt așteptați să petreacă niște zile frumoase pe plaja Olt. Pasionații de sport pot să facă mișcare și în club, de la tenis de câmp, fotbal, minigolf și volei, la sport de sală sau masaj de relaxare sau terapeutic. De toate acestea pot beneficia slătinenii ce vor să petreacă o zi relaxantă. Slătinenii care vor să vină aici, pe lângă plaja Olt, avem clubul de jos, unde pot veni la să închirieze biciclete, role, sală de fitness, avem coafor, teren de fotbal, terenuri de tenis. Clubul nautic de la Slatina este o investiție realizată cu fonduri europene și locale, valoarea totală a acesteia fiind de 34 de milioane de lei. Proiectul a fost derulat prin programul operațional regional Axa Prioritară 5, dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul major de intervenție 5-2, crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice. Clubul nautic se întinde pe aproape 7 hectare de teren pe malul Oltului, la care se adaugă alte circa 15 hectare luciu de apă. În etapa de autorecenzare la nivelul județului Olt, peste 200.000 de cetățeni au completat chestionarele online, respectiv 54,8% din populația potențială. În ceea ce privește cea de-a doua etapă, cea de recenzare față în față, peste 400 de recenzori au primit deja tabletele și se vor deplasa la locuințele cetățenilor. Oamenii care nu au reușit să parcurgă chestionarul online îi vor aștepta pe recenzori la ei acasă. A început oficial recenzarea din ușă în ușă. În județul Olt, în etapa de autorecenzare, peste 200.000 de cetățeni au completat chestionarul pe platforma online. În momentul de față ne găsim în plină etapa a doua a recensământului locuințelor și populației 2021. Suntem în etapa de recenzare față în față, în care recenzorii, cei 418 recenzori pe care avem la nivel județean, se vor deplasa la locuințele, la cetățenii județului care nu au completat chestionarul de autorecenzare în etapa întâi. Vreau să menționez că la nivel județean peste 207.000 de cetățeni au completat chestionare pe platforma online a Institutului Național de Statistică, ceea ce reprezintă undeva la 54,8% din populația potențială din județul nostru. Etapa de recenzare pe teren se va desfășura până pe 17 iulie, iar recenzorii sunt obligați să revină la aceeași adresă dacă nu li se răspunde de prima dată. Important de știut este și faptul că dacă avem suspiciuni cu privire la persoanele care vor să ne intervieveze, putem să le solicităm oricând un act de identitate sau o legitimație. La nivelul județului Olt, peste 400 de recenzori au fost instruiți, au primit tabletele și sunt gata să poată desfășura recenzia față în față. Pentru a facilita etapa a doua, am avut mai multe întâlniri ale Comisiei Județene care se ocupă de recensământul populației și locuințelor 2021. Toți cei 418 recenzori au fost instruiți de către Direcția Regională de Statistică, au primit tabletele astfel încât să fie pretabil să desfășoare în acest moment recenzia față în față. La nivel județean nu avem probleme, avem toate posturile de recenzori ocupate, astfel cum aceste posturi au fost stabilite de către INS pe baza acelor eșantioane populaționale stabilite la nivel național. Mai mult decât atât, recenzorul nu intră în casă decât dacă este invitat. Persoanele care vor refuza recenzarea riscă o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. România se află la al 13-lea recensământ din istorie și al 4-lea după Revoluția din 1989. De Rusalii, Cete de Călușari vor colinda gospodăriile din 5 localități. Oltul va răsuna Hărăișa și va vibra sub pintenii călușarilor. Începe ediția a doua a festivalului Călușul Oltenesc. Apoi centrul dansului călușăresc se va muta la Slatina, unde va avea loc ediția 22-a a concursului Călușul Copiilor, unde 2000 de copii se vor prinde în hora oltenească.
Duminică de Rusali, Oltul devine centrul călușarilor. În 5 localități, Brâncoveni, Giuvărăși, Fărcașile, Optaș, Măgura și Dăneasa, zeci de cete de călușari din județ vor intra în gospodăriile oamenilor. Timp de o săptămână se va juca călușul în Vatra Strămoșească. Festivalul Călușului Oltenesc a luat naștere în pandemie și se află la cea de-a doua ediție. Anul trecut, călușarii au colindat peste 300 de gospodării, iar localitățile implicate în festival vor fi altele de la un an la altul. Obiectivul principal al acestei manifestări, pe lângă faptul că aducem călușul și în localitățile acolo în care s-a pierdut tradiția călușului, dar cel mai important este că îl aducem în curțile oamenilor. Sunt convins că acest festival va rămâne în tradiția județului nostru, pentru că el se adresează numai formațiilor de călușari din județul nostru. Și faptul că acești minunați copilași care au învățat tainele acestui dans călușăresc văd și simt plăcerea dansului, jocului în curtea oamenilor. Oltul va continua să vibreze sub pintenii călușarilor și în următoarea săptămână. 2000 de copii călușari din țară și de peste hotare vor pune rămășag la Slatina. În cadrul celei de-a 22-a ediție a concursului Călușul Copiilor, cetele din țară și de peste hotare se vor întrece pentru titlul de cei mai buni călușari. Noi, în săptămâna următoare, o să creăm posibilitatea acestor formații de călușari să se întreacă. Un juriu alcătuit din cei mai prestigioși specialiști ai folclorului românesc vor stabili care este cea mai valoroasă formație de călușari de anul acesta și cine va câștiga marele premiu, trofeul festivalului la ediția 22. An de an, la Slatina este realizat un tablou coregrafic. După ce în 2016 300 de călușari și-au demonstrat maestria, un an mai târziu au intrat în Cartea Recordurilor, apoi în 2018. Tema a fost în cinstea centenarului de la Marea Unire, iar în 2019 s-a realizat Harta Țării. Acum, Hora Oltenească va fi jucată cu pași din toate vetrele folclorice de 2000 de copii, printre care și cei din Republica Moldova și Slovacia. Ambele manifestări folclorice sunt susținute de Consiliul Județean prin Palatul Copiilor Adrian Băran și Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, respectiv Primăria Slatina. Decizia ANAF și ordonanța de urgență emisă de guvern salvează 2400 de angajați de la șomaj. Cei 300 de angajați ai TMK au primit vestea emiterii celor două decizii salvatoare când se aflau la proteste în capitală. TMK urmează să funcționeze sub supravegherea statului român. În dimineața aceasta, 300 de angajați de la TMK au plecat spre capitală după ce erau așteptat din partea ANAF prelungirea derogării, dar și ordonanța de urgență promisă deja de două luni, care ar permite numirea unui administrator special din partea statului. Cele două decizii mult așteptate au fost emise în această dimineață. Astfel, ANAF prelungește derogarea până pe 30 iunie, dând astfel timp pentru implementarea ordonanței de urgență, care scoate controlat societatea de sub sancțiuni. Potrivit textului ordonanței de urgență, societățile blocate în urma interdicțiilor internaționale generate de războiul ruso-ucrainian, printre care se află și TMK Artrom, pot solicita statului român desemnarea unui supraveghetor care va avea acces la toate documentele societății. Sancțiunile impuse societăților cu acționariat rusesc urmăresc blocarea finanțării de către acestea armatei ruse, astfel că în cazul în care firmele ce vor beneficia de ordonanța de urgență dată de guvern o vor încălca, vor ieși automat de sub supraveghere, iar conturile vor fi blocate de către ANAF. Înseamnă practic deblocarea temporară a activității TMK Artrom în ceea ce privește în primul rând derularea activității financiar-fiscale. Această ordonanță mult așteptată, așa cum ați spus și dumneavoastră, să se pusă în discuție doar ca și lecturare fără a ști când va fi pusă pe ordinea de zi spre aprobare. Asta însemna că derogarea ANAF, cea de două luni de zile, care a fost dată în luna martie, când am și ieșit în stradă pentru proteste, însemna că și încetează efectele și, practic, activitatea era blocată. Ce însemna treaba asta? Conducerea, dacă decidea în continuare să țină fabrica deschisă, risca dosar penal.
În momentul de față, soarta TMK, societate cu 2400 de angajați, depindea de emiterea celor două decizii, în special a ordonanței de urgență. În momentul de față, de câte MK-ul se supune aceste ordonanțe? Nu am cunoștință, sincer să fiu, cu privire la alte firme. Știu doar că Lukoil avusese o problemă și a rămas pe lista de sancțiuni doar a Marii Britanii, care la momentul ăsta nu mai este în Uniunea Europeană. Oricum, ordonanța de urgență se aplică erga omnes, adică tuturor firmelor care se află în dificultate și îndeplinesc anumite condiții. Pentru că această ordonanță este dată doar pentru firmele care se află în situația sancțiunilor impuse de regulamentul Comisiei Europene și nu în alte situații cum ar fi cele prevăzute de legea insolvenței. Reamintind că în urmă cu două luni conturile TMK au fost blocate deoarece acționarul principal, rusul Dimitri Pupianski, se află pe lista oligarhilor sancționați, doar că acesta cedase acțiunile sale unei alte firme, dar TMK este supusă sancțiunilor și funcționează în baza unei derogări printr-un ordin al ANAF. În cazul în care cele două decizii nu erau emise de către statul român, în 24 de ore porțile fabricilor de la Slatina și Reșița se închideau. Elevii claselor a 8-a susțin săptămâna viitoare examenele de la Evaluarea Națională în perioada 14-17 iunie 2022. Elevii vor primi rezultatele de la evaluare pe 23 iunie. Primul examen de la Evaluarea Națională va fi la Limba și Literatura Română, luni pe 14 iunie, urmat de cel la Matematică pe 16 iunie. Elevii claselor a 8-a se pregătesc de evaluarea națională. Aceștia mai au la dispoziție puțin peste 90 de ore pentru a repeta. Marți la ora 9 vor intra la prima probă de examen și vor avea la dispoziție 120 de minute să rezolve toate exercițiile. La evaluarea națională de anul acesta au fost înscriși 3059 de absolvenți ai clasei a 8-a, 229 fiind corigenți. Ca centre de examen avem 75 de centre de examen plus un centru de evaluare la școala numărul 1, Slatina. După cele două probe, la finalul lunii, elevii vor ști și rezultatele finale. În funcție de acestea, dar și de media de absolvire a gimnaziului, se va face admiterea la liceu. Proba scrisă de limba și literatura română este pe data de 14, proba scrisă la matematică este pe data de 16, apoi vor fi afișate rezultatele pe data de 23 iunie până la ora 12. Perioada de depunere a contestațiilor va fi 23-24 până la ora 12, 8-12 pe data de 24, urmând soluționarea contestațiilor între 24-29 iunie și afișarea rezultatelor finale pe data de 30 iunie. Participanții la probele scrise de la Evaluarea Națională pot preda lucrările după cel puțin o oră de la începerea examenului, iar cei care visează că vor copia trebuie să știe că sălile de examen sunt supravegheate audio-video. Dacă elevii nu respectă regulile, riscă să li se anuleze lucrarea. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor pe TV Oltenia. Sunt Gianina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi cât mai frumoasă și un weekend minunat. La revedere!